Nimic nu poate fi mai rău decât să treacă prea mult până să te vezi cu una dintre prietenele tale cele mai bune. Decât să te faci de râs cu niște pete de transpirație galbene la sub braț. Aoleu! Ia un șal sau eșarf obișnuită și pune-ți-o pe cap. Cu ambele mâini, trage colțurile pe sub brațe și în fața pieptului. Fă-le un nod așa. Și acum vine partea amuzantă. Ia acest nod și trage-l peste cap. Ia uite! Ai o vestă nouă care îți ascunde petele alea disgrațioase de la sub braț. Ți-am făcut o vreme călduroasă! Ți se întâmplă să treci de la Netflix și relaxare la Netflix și probleme vestimentare? Nu te stresa! Poți să rezolvi asta! Îți trebuie doar niște foarfece și un strop de creativitate. E bine să fii de ajutor, nu-i așa? Pune pantalonii rupți pe o masă în fața ta. Împăturește-i pe jumătate, astfel încât un crac să fie deasupra celuilalt. Găsește colțul care iese în afară. Aia e zona la care trebuie să lucrezi. Fă gaura și mai mare. Acum îți intră tot capul. Bagă-ți mâinile prin cracii pantalonilor, care acum s-au transformat în mâneci. Ah, chiar se potrivesc! Iată că ai rezolvat problema! O bluziță nouă și drăguță pe care s-o poți purta când faci sport. Sau când lenevești și te uiți la Netflix din nou și din nou. În regulă, e timpul să ne facem exercițiile aerobice. Dacă ai mai făcut exerciții până acum, atunci știi cât de importantă poate fi vestimentația. Ups, nu te împiedica în pantalon, Vicky! Of, ce enervant e! Trebuie să mă tot opresc pentru a-i prinde cumva! Vai de mine, mișcările alea rapide de picioare combinate cu pantalonii lungi au un rezultat dezastruos! Vicky, ce-a fost în capul tău de te-ai îmbrăcat așa? Ok, poate mișcarea asta va fi mai sigură cu pantalonii ăștia lungi? Hei, m-ai călcat pe pantaloni! Aoleu! Sunt ok, cred! Phew, faci sport numai încercând să eviți un dezastru! Ia stai puțin, cred că știu exact cum pot rezolva această problemă! Mă întorc imediat! Ai nevoie de o pereche nouă de pantaloni de sport mai puțin periculoși? În loc să-i scurtezi, schimbă-le tivul din partea inferioară. Coase cu ață obișnuită fiecare crac al pantalonului de jur împrejur, alternând direcția cusăturilor. După ce ai cusut prima față a cracului, trage de ață ca materialul să se strângă și să obții un crac mai strâmt. După ce ai determinat mărimea potrivită, înnoadă ața și tai-o. În regulă, sunt gata pentru runda a doua! Ia uite ce pantaloni am acum! Dacă și tu ai pantaloni lungi ca ai lui Vicky, această modificare te poate salva de la un accident periculos! Vezi? Ce diferit arată! Visai la petrecerea asta de săptămâni întregi! Ah, bună, dragă! Stai puțin! Mi-ai furat ținuta! Of! Noroc că ai o minte creativă care să te ajute! Trage-ți fusta peste piept! Ia o curea subțire sau groasă și strânge-o pentru a-ți accentua talia! Pune-ți pe deasupra o geacă drăguță de blugi! Poftim! Te-ai ales cu o super rochie de petrecere pe care nimeni altcineva nu o va avea! Hai, fă o piruetă, știm că vrei! Vezi? Nu aveți de ce să vă certați! În cinstea creativității! Noroc! Ah! Seara fetelor e diseară? Nu sunt deloc pregătită! Nu pot să port asta așa-i? Of! Să vedem dacă pot să fac rost de ceva! Mamă, arăți beton, Bella? Dar dacă nu mergi să dansezi salsa, ar putea fi lucrul greșit. Poate că lucrul de fată rea e mai potrivit. Nu sunt destul de cool ca să port asta. Să mergi în ceva pufos e mereu o idee bună, dacă ai 12 ani.
Hei, cuiva-i stă bine în roz? Clar e demnă de seara fetelor. Hei, nu ajung la fermoar! Nu pot suport desfăcut așa! Frate! Am nevoie de întăriri! Ai nevoie de ajutor să ajungi la fermoar? Bagă o ață prin baza fermoarului și folosește-o ca să tragi fermoarul în sus. Vezi? A fost ușor! O bucățică de ață tocmai a salvat seara! Bravo, dragă! Te trezești vreodată așa? Să dormi prea mult e cea mai rea chestie! O să ai timp să te pregătești? E timpul să-ți transformi pijamaua într-o ținută! Dă-ți pantalonii jos și bagă-ți apoi ambele picioare pe un singur crac. Acum trage-i peste piept. La celălalt crac al pantalonilor, răsucește-l și bagă-ți capul prin el. Oh, super elegant pentru o pijama, asta e clar! Ia de aici, invidioasă! Pune-ți niște tocuri drăguțe și o geantă și ești gata! Și premiul pentru cea mai bună ținută merge la... Toate problemele! Fix înainte să ieși din casă, este crucial să-ți faci acele retușuri care îți vor transforma outfit-ul într-unul perfect. Ca jacheta asta adorabilă, de exemplu. Și, la fel ca în cazul jachetei, pantofii pot contribui mult la o ținută coezivă. Dar ce faci când perechea ta preferată îți întoarce spatele? Ia uite cum arată! I-a folosit cățelul pe post de jucărie de roz sau ce naiba s-a întâmplat? Oare cum pot să-i repar? Deși situația pare disperată, nu trebuie să-ți pierzi speranța. Verifică dacă ai niște dresuri în sertarul tău cu ciorapi. Ia să vedem. Bingo! Avem un câștigător! Ce crezi? Poți face o pereche adorabilă de cizme cu toc în doar câteva secunde. Începe prin a te încălța cu pantofii așa cum faci de obicei. Apoi ia dresul și trage-l în sus pe picior. După ce ai trecut de genunchi, fă o găurică în zona tocului pentru a-l scoate prin ea. După ce ai făcut găurile, tocurile pantofilor tăi vor trece imediat prin ele. Și uite așa ai obținut o pereche de încălțăminte nou-nouță și minunată! E o artă să te aranjezi puțin între ore. Dar când vine vorba de tușul lichid, e o altă mâncare de pește. Ușurel? Vai! A fost un accident! Îmi pare rău! Grozav! Demachiantul ăsta sper să facă minuni. Mă simt oribil! Hei, ia uite ce unghi are radiera asta! De ce să n-o folosim? Începe prin a tăia colțul radierei. Acum pune lipici pe vârful unui bețișor și lipește bucata aia de radieră. Stai să se usuce puțin. Să testăm nițel chestia asta. Acoperă-o cu tușul de ochi și cu ajutorul unei oglinzi, ștampilează-o și trage-o de pleoapa ta. Arată bine, nu-i așa? Și aceeași bucată merge pe ambele pleoape. Oare make-up artiștii știu de trucul ăsta grozav? Cum arată? Perfect! Cine ar fi știut că e așa versatilă chestia asta? Mamă, ce delicios a fost prânzul! Și nu-ți face griji, Bella, plătesc eu de data asta! E destul de frig azi, deci ai face bine să-ți iei haina și să-i tragi fermoarul până sus de tot. Dar ce faci dacă fermoarul de la singura jachetă pe care o ai cu tine decide că nu se simte foarte bine? Pe bune... Of, nasol moment, nu-i așa? Cum pot să-mi prind asta la loc pe jachetă? Nu te bosumfla, Bella! Chiar dacă nu-ți vine să crezi, o furculiță îți poate rezolva problema. Ești gata să înveți cum?
Pune cheiță de fermoar pe cei doi dinți din mijloc ai furculiței și introdu fiecare parte a fermoarului prin cheiță, trăgându-le în jos. Hei, chiar a funcționat! Credeam că va trebui să rămân îmbrăcată cu jacheta asta pentru totdeauna! La muncă, timpul trece repede când te concentrezi pe ce ai de făcut. Ai uitat de întâlnirea cu fetele! Nu te stresa! Ia bretelele maioului tău și dă-le una peste alta pe deasupra capului. Uite așa! Gata! Cine și-ar fi imaginat că trecerea de la o ținută de zi la cea de seară poate fi atât de ușoară și de chic? Asta poate rămâne micul tău secret! Ah, a meritat zborul ăla lung numai ca să ajung în camera asta grozavă de hotel. Cred că e momentul perfect ca să-mi despachetez bagajul. Ia să vedem! Poftim? Cred că glumești! Oh, nu! Loțiunea și șamponul mi s-au vărsat peste bluzele mele noi! Oare cum pot salva salopeta asta adorabilă? Am cumpărat-o special pentru vacanța asta? Acum cu ce mă îmbrac săptămâna asta? Ia stai puțin! Poate pot folosi lucrurile pe care le port deja pentru a crea ținute noi! Dacă ai o eșarfă ca cea purtată de Vicky, dă-ți-o jos de la gât! Odată ce ai pus eșarfa în jurul tău, treci-o pe sub brațe și strânge-o în față. Apoi dă-ți jos inelul dacă porți unul și trece materialul prin el. Desfă cele două părți de material rămase și leagă-ți-le la spate. Ah, ce frumoasă este! Arată de parcă ar fi cumpărată de la un magazin scump! Ai putea să verși mai des șampon pe hainele proprii? Ah, nimic nu se compară cu o după-amiază în care te uiți la același serial pe care l-ai văzut deja de 100 de ori. Hei! Avem planuri, ai uitat? Revino-ți, Heli! Câștigă timp purtând tricoul tău larg într-un nou mod. Bagă-ți mâinile prin zona gâtului și trage tricoul până la talie. Acum bagă mânecile alea enervante în interior. Hopa! Ce să vezi? Ce buzunare drăguțe! Asta e cea mai simplă schimbare de ținută pe care ai văzut-o vreodată, nu-i așa? Să mergem! Se pare vreodată că ai atât de multe haine, dar niciuna nu este cea potrivită? Ia să o probăm pe asta, ce zici? Ok, e bine până acum. Hei, de ce nu-mi intră mâna? De unde a apărut gaura asta imensă aici? Se pare că trebuie să o iau de la capăt. Ce cămașă tâmpită! Ce păcat! Iar mi-am stricat o cămașă bună din cauza unei găuri stupide. Și e și dita mai gaura. Ok, nu am cum să o repar. Așa că nu-mi rămâne de făcut decât un lucru: să o arunc direct la gunoi. Ei bine, draga mea cămașă, mi-a părut bine de cunoștință. Bella, ce naiba faci? Justin, nu! Prietene, hai să-ți arăt un truc vestimentar! Pentru a repara cămașa lui Justin, întinde-o pe orizontală și taie-i mânecile deasupra cusăturii și a găurii. Fă exact cum facem noi aici. Taie încet pentru a obține o tăietură uniformă. După ce ai tăiat în ambele părți, îndepărtează mânecile. Apoi coase marginile folosind o mașină de cusut. După aceea, ia două bucățele de panglică de dantelă și coase-le imediat sub piept. Întoarce-le pentru a le da formă de bucle. Vezi? Nu uita să faci asta pe ambele părți ale cămășii. Hei, ia uite! Sunt bucle de prindere a curelei. Așa ai obținut o rochiță adorabilă prinsă în talie cu o curea. Wow, aia era cămașa mea găurită? Vezi? Hainele nu sunt niciodată complet stricate. Uneori ai nevoie doar de o minte creativă pentru a le readuce la viață. Ia-ți înapoi mânecile! Pa, pa! Am prins două bilete la filmul ăla nou! Dar începe în 10 minute!
Nicio problemă! Aștept aici! De la alesul ținutei perfecte până la făcutul părului, pregătitul durează mai mult de câteva minute. Aproape gata, Bella? Aș fi putut sta deja pe locul meu. A trecut un singur minut? Aș putea să-mi aranjez și eu părul. Wow! E un diamant real? Cum o fi să porți așa ceva? Ia uite ce strălucitor! E Kevin sau Kevina? Vai, e oribil! Ce aventură! Ce? S-a blocat! Ok, nu te panica! Ăla e ulei? Ar trebui să iasă imediat! Dacă ai ață, toarnă niște ulei pe ea! Apoi trage ața de pe papiotă! Acum bagă ața pe sub inel cu o scobitoare! Înfășoară unul din capete pe tot degetul tău! Cu celălalt capăt care e sub inel, începe să desfășori ața în sus! Inelul o va urma! Și voilà! A fost cât pe ce! Uitasem de prosop! Mergem? E timpul să mă îmbrac ca să ies în oraș! Ce să port, ce să port? Asta? Nu, e prea cald. Un pulover? Nu prea merge. Am uitat total de pantalonii ăștia scurți de vara trecută. Sunt super drăguți. Da, iată câștigătorii. Îmi vin perfect. Stai, îmi iese tot fundul pe afară. Sunt mult mai scurs decât îmi aduceam aminte. Încearcă asta. Pune niște lipici pe spatele marginii pantalonilor. Aplică niște bucăți din materialul tău preferat. Dantela este o alegere foarte bună. Presează cu putere pe zona cu lipici. Nu uita să faci la fel și pe partea din față. Pui lipici și apoi presezi. Fetelor, ce alte proiecte do-it-yourself ați vrea să facem? Lăsați-ne un comentariu mai jos! Nu uitați să apreciați acest clip dacă vreți să vedeți mai multe idei de acest gen pe canalul nostru! Cine ar fi crezut că niște pantaloni scurți vechi ar putea să arate atât de drăguți? Felicitări! Ai evitat un moment penibil! Bravo! Vine vorba despre cele mai tari cluburi de noapte. Pentru a intra, trebuie să te asiguri că te-ai îmbrăcat la 4H. Iar Vicky a trecut clar testul. Pe de altă parte, Bella nu poate intra la fel de ușor. Hei, ești îmbrăcată mult prea casual pentru a intra în clubul ăsta elegant. Te rog, lasă-mă să intru! Toate prietenele mele sunt înăuntru! Agentul ăsta de pază nu se lasă înduplecat. Bella, nu plânge. Poate te poți duce acasă și te poți schimba. Ia stai puțin. Aveam răspunsul pe cap în tot acest timp. Pentru asta vei avea nevoie de un sutien bustieră fără bretele și de o pereche de blugi. Ia-ți bandana, împăturește-o în două și leagă-o la spate. Trage-i colțul rămas și prinde-l sub colierul de la gât. Pentru a-l ține fix, prinde deasupra o broșă sau un pin decorativ. Ce alegere perfectă! Wow, acum Bella arată complet diferit! Dă-i bătaie și intră în clubul ăla! Wow, e vreo actriță sau ceva? Domnișoară, vă rog să intrați! Așa mai vii de acasă! Wow! Bella? Sunt bine!
dar demnitatea mea a suferit. A fost așa de jenant. De ce am purtat tocuri? Sau mai degrabă, de ce e fusta asta așa de lungă? Hei! E drăguță! I-ar trebui ceva în talie, totuși. Bingo! Colierele frumoase pot fi curele grozave. Și uite așa am o ținută nouă! Cum arăt? Super chic, nu-i așa? Frate, ce zi! Să-mi pun geaca asta! Dar unde? Haide! Se pare că asta rămâne aici. O cola! Și e și rece! Cheița asta-mi stă în cale! Gata! Stai puțin! E exact ce-mi trebuie! Ai nevoie de mai mult spațiu în dulap? Agață una de-asta pe umeraj! Vei folosi jumătate din spațiu acum și lucrurile tale o să fie frumos organizate! Sunt cel mai tare! Pasă pe clopoțelul pentru notificări ca să afli când apar clipuri noi pe canalul nostru! Of, vechea problemă cu vărsatul cafelei pe tricoul alb! Aoleu! Însă Heli are noroc, căci se poate face ceva în privința asta! Uite aici! Ia un marker sau un pix și desenează un contur în jurul petelor! Serios, ai încredere în noi! Neîndemânarea ta tocmai s-a transformat într-o insulă imaginară a cafelei! Impresionant! Mi se pare mie sau acum arată mult mai drăguț decât banalul tricou alb de mai devreme! Iar dormi prea mult, Kevin? Ce? De ce e așa de lumină? Cred că trebuie să mă trezesc. Să nu-mi uit brățara norocoasă! O port în fiecare zi! Dar e o provocare să o pun singur. Of! Desenele de dimineață! Haide! E așa de enervant! Să încercăm iar dintr-un alt unghi. Dacă degetele mi-ar sta nemișcate... Aș fi vrut să mă ajute un coleg de cameră. Să mai încerc! Agrafa fugară! Poate că micuța asta mă poate ajuta. Agrafele te pot ajuta să-ți pui singur brățările. Întinde agrafa așa și agață un capăt de brățara ta desfăcută. Ține capătul ăsta cu o mână. Apoi înfășoară brățara și prinde-o. Wow! Nu pot să cred că a mers! Ți s-au părut ușoare aceste trucuri vestimentare? Atunci împărtășește-le cu prietenele tale pentru ca să arătați toate de nota 10! Și evident, nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube ca să nu ratezi niciodată clipurile video interesante pe care le postăm săptămânal! Ne vedem data viitoare!